După tragedia din Clubul Colectiv, mai mulți romașcani care au vrut să ajute persoanele spitalizate în urma incendiului s-au prezentat la centrul de colectare a sângelui din policlinică. Acea vervă însă a durat doar câteva zile, după care numărul donatorilor a scăzut din nou. Diferența se vede, pentru că în perioada aceea, datorită evenimentelor, au fost foarte mulți care au fost sensibilizați de evenimentul în sine. Și au venit, dar bineînțeles că orice minune care ține 3 zile și după aia gata, exact același lucru s-a întâmplat și aici. Noi totuși sperăm ca persoanele care au fost atunci și au fost sensibilizate odată să revină, pentru că nevoie de sânge în spitalele din România există în permanență, nu neapărat legate de un anumit eveniment. Se petrec în jurul nostru foarte multe tragedii zilnice. Sunt în spitale 10 de persoane care așteaptă o pungă de sânge și niciodată nu va fi între cerere și ofertă, nu va fi o balanță, sângele fiind un produs care are un termen de valabilitate și atunci automat ce nu se consumă, ceea ce nu putem spune că se poate întâmpla vreodată să arunce sânge că i-a expirat termenul de valabilitate, dar stocul trebuie în permanență reînnoit. Cei mai mulți dintre donatori provin din mediul rural. Avem persoane de la țară, deci simpli agricultori, până la asistenți, medici, funcționari de la bancă, nu știu, deci din toate categoriile sociale. Este foarte adevărat că ponderea celor cu studii superioare este mai mică, dar este. Persoanele care vor să doneze sânge trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Nu sunt preluate pentru recoltare persoanele care sunt bolnave de diabet sau de hepatite, minorii, persoanele care nu au o greutate optimă, hipertensivii și hipotensivii, persoanele cu afecțiuni psihice și lista poate continua. Cei care vor să obțină mai multe informații sau care vor să doneze sânge sunt așteptați în policlinică la etajul 2, camera 62.